Salutare și bună dimineața cu noaptea în cap de aici din Arusha, Tanzania. Astăzi este ziua în care ajunge restul grupului. Cei mai mulți o să vină astăzi. Sunt trei avioane pe care trebuie să le așteptăm. Primul este acum de dimineață, așa că ne-am trezit cu noaptea în cap și vom merge în aeroport să așteptăm grupul cel mai mare care ajunge cu avionul de Doha. Plecăm imediat spre aeroport. Altă treabă, ne-a venit una dintre mașinile de safari. Asta e una dintre ele, cu astea vom pleca în safari, cu asta mergem la aeroport să luăm grupul de turiști. Cam așa arată mașinile de safari pe dinăuntru. Spațioase, plus că noi am ales să stăm câte 4 în mașină. Nu 6 cât e mașina. Am zis să fie foarte lejer totul. No, hai spre aeroport. Ajungem în aeroport. Avionul de la Qatar e undeva pe la granița între Kenya și Tanzania. Mergem la Jumbo Cafe, cafeneaua noastră, să ne bem cafeluța până ajunge. Cartierul general azi aici va fi la cafenea. Și cam pe aici, de fapt, cred că o să-mi petrec ziua astăzi. Așteptând grupul care o să vină cu 3 avioane. Regulamentar cappuccino și iaurt. Deja a aterizat avionul. Da, mai durează vreo jumătate de oră până când o să înceapă să iasă oamenii. Mașinile noastre de safari sunt aliniate aici. Ce fain arată! Cu astea o să mergem zilele următoare în safari. Trebuie să înceapă să iasă. Deja încep să-i văd. Bine ați venit în Africa! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cum a fost zborul? Foarte bine! Bună ziua! Bună ziua! Marcel sunt, pare bine! Cum e primul contact? Puțin dezamăgiți, că unii are tricou de ăștia cu Timon, alții n-are. Alții cu Hugo Boss. Dar mi-a fost în Uganda, așa e? În Uganda, da? Uganda. Kenya. Și Kenya. Și no. E fain, îmi place, atmosferă, tot, se mișcă oamenii repede, ai văzut, imediat, e brici. Brici aici, totul e ca pe bandă. Cel mai fain a fost că am văzut Kilimanjaro din avion, se vede incredibil, vârf frumos. Înseamnă că a stat pe partea stângă în avion. A stat pe partea stângă. Așa am și luat bilete, știi? Ah, super, ca să fie pe partea stângă, să vedem Kilimanjaro, da, foarte fain, super fain. Da, păi zilele astea a fost senin și s-a văzut. Deja ne-a strâns o parte din grup aici, mai trebuie să vină 2 avioane. Astăzi e zi de relax, mergem la lodge, avem piscină crocodile free, ne-a anunțat cei de la recepție. Deci au azi... și spa, masaj, ceva? Au. E bine, o să vedeți bine la cazare. Primele 2 mașini deja pleacă, primii 10 călători, că nu vreau să le spun turiști, fiind cu mine sunt călători de aventură. Ne vedem mai târziu! Rastaman. M-au auzit? Trebuie să ajungă următoarea călătoare din grupul nostru, care a venit din Kenya. Trebuie să iasă din moment în moment.
Gata, ne-am reunit cu toții, suntem cu grupul complet, am avut prima masă împreună. Acum plecăm, le-am zis să-și ia aer în piept la toată lumea, că intrăm în viața africană direct. O să mergem pe jos, o să facem o tură prin orașul Arușa. Bineînțeles că mergem să căutăm gasap, 300 de zahăr, și să luăm pulsul orașului. Ne-am băgat de-am băut o cafeluță, am băut un ceai de ghimbir. Ne continuăm plimbarea. Am schimbat bani pentru toată lumea. Continuăm plimbarea pe străduțe. Mergem spre piață. Printre boda. Deci nu se poate să nu încercăm un suc de 300 de zahăr cu toată lumea. Mă rog, cine vrea, Sorin, îți convins că nu vrea. Dar unii vor. Piața locală din Arușa. O să facem o tură prin piață. Avem ghid cu noi de data asta. This one you cook the same. Potato was not the same. Not cheap. This is cheap. This is not cheap. Asta e o piață diferită față de cea de ieri. O piață mult mai aranjată. Jumbo! Trebuie să ne luăm... Jalapeno, altfel. Habanero. Dacă găsim. Sau pili. Fructe, tone de fructe. Avocado, portocale, roșii. Măzăre, oh, ce-aș face o tocană cu morcov nou. Jumbo. Da, piața asta e mult mai aranjată ca cea de ieri. This is elephant banana. Elephant banana. It's for cooking, yeah? Yes, for cooking. No. No. For fried. Yes. Or for the barbecue. Okay. This is very nice for breakfast. Baba, professor. This is barbecue for the barbecue. Barbecue, yeah? Elephant banana. This is banane comestibile, adică nu sunt fruct, este legumă, cum ar veni. For fried. You know in Tanzania there are the three kind of banana. The green one, like that, for cooking. Then the yellow one, for eating. And that is for fried. Yes, please. Sorry. Thank you. O să-mi iau ardei iute pentru zamă. Habanero, 500, ai tu mărunt da, la îndemână? Da, am eu. Hai să mă-mi fac. Very good. Pili pili. Thank you. No, că ieri cu Bastu când ne-am plimbat prin piață ne uitam la ardei și am uitat să ne luăm. Așa că numai bine am luat acum. Da, între timp am rătăcit restul. Da, m-am rătăcit. Trebuia să iau în partea aia altă. We buy some pili pili. Pili pili ho ho. The pili pili powder. Powder, ok. Very strong more than this. Pili pili ho ho. Tone de ghimbir. Da, piața asta e altfel față de cea de ieri. Mult mai curat și mai aranjat. So after here we go the view. After view we go the big market. You know this is small market. Do you need the bag?
It's okay. It's okay. Jumbo. Jumbo. O să ne ducă undeva sus. Nu știu ce a zis. Urcăm undeva de unde se vede toată piața. Jumbo VIP. La birt. La birt. La birt. Direct la birt am ajuns. Sfârie grătarele. Cucu în buzi. În buzi. Now we are big market. Cucu cioma. Cucu cioma. You know Swahili? Some words. Let's go. We go this. Cassava. De amici? Din aia fac un sos care e oribil. Tilapia from the Lake Victoria. From Lake Victoria. Okay. Usturoi gata curățat. Deci mi-e o poftă de mazăre aia, de nu mai pot. This is salt. Sare? Yes, sardine. Yes. This is sardine. Sardine from Lake Victoria, yes. Hamsi. Cucu. Limeanza mandarinia uchamuzuko. Kati sisi tunafanya apu de soarele imediat. Tilapia. For the headache, for the malaria, for the chest, for the joints. It's some roots. Masai medicine. Masai. The different medicine. Ain't a problem. Tratamente diferite. Melci, așa ceva n-am mai văzut. Melci. N-am mai văzut așa ceva. Melciurei. This is catfish from the Lake Victoria. It's a smoked. That is trapped. Mă, n-arată rău somnul ăsta uscat și afumat. Chiar n-arată rău. Din peștișorii ăștia se face un sos oribil, adică eu cel puțin nu pot să-l mănânc. Dar se pare că e o delicatesă locală sosul ăsta. Țelină. Salată verde, ardei iute, pili pili. Mangiana sabato. Partea de măcelărie. De aici e carnea pe care o mâncăm noi la grătare. Foarte bine arată. Capră, vită, pui și fără porc. Porc nu se mănâncă pentru că e țară musulmană. Mamă, tilapia imens. Alte tipuri de pește. Mamă, ce pești! Samaki! Un fel de crab, habar n-am ce este. Samaki!
Samaki știu că înseamnă pește. Hello. Hello. Aici poate găsim semințe de baobab. Baobab seeds. Baobab seeds. That is baobab. Yeah. That is baobab. After break it, you can find baobab seeds. But we can found already break it. Just seeds. Seed. I show you the seed. Do you like to find the seed? Yeah. If you like to buy, I show the big base for the spice. You can find the baobab seed. Okay. Thank you. Millet. So you mix together. After mixing, you make nice porridge for the baby, for the kids. It's good. Caju, da, nici eu n-am văzut așa mare. Caju imens. Am ieșit în stradă. Săpun. Mere. Strigă lumea după noi. Muzungu, muzungu. Hello, Jumbo. Jumbo. Ah, this is okay. You found it. Ăsta e baobabul. Which packet? Good cost. How much is? There is this one. This is 10,000. And this is 35. This is 50. Adică de vreo 30 de ori prețul real. 30 times bigger than normal price. Not muzungu price. No, just this normal price. This is not muzungu. Have you seen how it is look like? It look like resident. So which one, madam? Like this. Cam asta a fost vlogul de astăzi. Acest vlog îl închei aici, la cazare. De mâine începem să avem activități, mâine o să avem prima excursie cu grupul aici în Arușa. Depoi mâine începem safariul. Dar până atunci eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Urmează aventuri aici în Tanzania, urmează aventuri în safari, o să vedem o grămadă de animale. O să vedem triburi interesante și locuri interesante din natură. Toate cele bune, la revedere!